Deci am găsit un mit pe internet care spune că dacă schimbi locația jocului pe Antarctica, vei primi un brawler nemaivăzut. Deci haideți să vedem. Ce se întâmplă dacă schimbi locația jocului Brawl Stars pe Antarctica? Acesta este un mit. Deci practic asta vom face. Mythbusters. Vom avea parte de mituri adevărate sau de mituri false. Vei afla de lucruri noi în acest videoclip, rămâi până la sfârșit pentru a vedea. De asemenea, nu uita că dacă îți va place acest videoclip, te poți abona complet gratuit și poți face parte din acele persoane mai speciale care se uită la videourile mele și sunt și abonate. Doar ce 70% nu o fac. Fără alte discuții, vizionare plăcută. Ciao bella, ciao bella, ciao. Leon și Sandy sunt frați că se pot face invizibil și au aceeași culoare de piele. Bă, hai să investigăm. Asta știm deja că se pot face invizibil, dar hai să vedem dacă culoarea pielii este asemănătoare. Deci cam așa arată Sandy și Leon. Sincer, chiar seamănă culoarea pielii. Ia aveți și aici pe amândoi pe ecran ca să vă dați cu părerea. Scrieți în comentarii ce credeți. Este adevărat că sunt frați? Da sau nu? Sincer, nu putem spune exact, așa că mă voi lua după părerile voastre. Înainte de a continua, vreau să vă arăt un canal foarte fain care merită susținut, și anume WoW. Băiatul ăsta face videouri și live-uri cu Brawl Stars aproape zilnic și sunt abonat la el de când avea câteva sute de abonați. Sincer, eu personal vi-l recomand și îl găsiți pe primul link din descriere. Intrați după video. Vizionare plăcută în continuare. Pia are un tatuaj pe brațul stâng cu albină. Mamă, bad girl. Tatuaj pe brațul stâng. Bă, te-ai aștepta la chestia asta că are un tatuaj, dar gen aici. Bă, la mai grabă cred că e un sticker. Nu cred că și-a făcut tatuajul pe bluză sau așa, dar putem spune că da, are o albină pe brațul stâng. Stai. Stai brațul drept. Hai totuși să spunem mit confirmat. Adică na, știm noi la ce s-au referit. Imagine Poco la ochi are un model, dar când intri pe el are alt model. Poco, a, modelul ăsta. Și da, încât se pare are practic verde, roz, ceva de genul, iar când intri pe el, băi, are chiar... Are cam același model, sincer. Are și inimioara asta aici și are, sincer, chiar e același model, doar că nu mai are conturul ăsta negru. Dar da, este același lucru, așa că voi spune mit fals. Underworld Bo are la curea ochiul lui Tara și la capul de schelet cu coarne are la spate o chestie albastră care înseamnă că e doar o pălărie. Că nu știu la ce se referă. Eu nu l-am pe Bo, așa că am luat poza asta random de pe internet. Ochiul ăsta de la curea, trebuie să recunoaștem că da, chiar seamănă, poate chiar de fapt da, chiar e identic cu ochiul lui Tara. Deci da, asta e adevărat. Dar din păcate nu am găsit nicio poză care să-l arate din spate. Dar sincer, da, îmi pot imagina că chestia aia este doar o pălărie. Deci da, voi spune mit confirmat. Spike are o floare pe vestă, nu că o acoperă mâna lui. Cred că voi spui că nu se vede sau ceva genul. Bă, hai să-l vedem pe Spiculeanis. Ah, da, bă, da, 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 se vede floarea. Și cred că am mai făcut mitul ăsta. Ha, nu știam. Mă rog, cred că vrea să o acopere că și-a bully. Why you bully me? Dar da, putem spune mit confirmat. Emza are limba albastră. Wait, what? Nebună, pe unde umbla cu limba? Ah, da, gen, este puțin albastră. Ok, da, s-a văzut. Are limba albastră, probabil pentru că este și zombie. Nu spun că zombie sunt neapărat, că gen, zombie au neapărat limba albastră, dar probabil că au. Mă rog, putem spune mit confirmat. Părul e tatălui Colt sau bunicul după păr. Gen, vrei spui că seamănă părul lor. După asta am spus, ok, hai să vedem. Deci, practic, Colt are părul ăsta destul de elegant. Bă, am dat pe parte, are și o bărbuță pe aici. Mamă, bă, sexos e Colt, frate, abia acum am văzut. Iar Byron este mult mai badass, dar totuși părul este cam la fel. Și mă rog, are ceva mai multă barbă, adică nu are doar pe aici, are și aici. Așa am să-mi fac și o barbă. Hai că da. Eu momentan mă mulțumesc și cu mustața. Da, da, putem spune mit confirmat. Când ai cu ultimata lui Luce, va vedea o sticlă. Sticlă de bere. Ok, pe aia să-i dăm pe trai cu Lu. Hulu, culu. Da, sunt foarte amuzant. Încărcăm ultimata și hai să vedem. A, gen sticla aia. Da, 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 uite, s-o duc sticla. M-au aruncat camărlanul cu sticla pe jos. Băi, da, așa te învăța mă, ta, băi. Mă rog, cred că asta este ceva ce știați voi, în mare parte. Dar da, am putea spune mit confirmat. La animația lui Edgar, mâinile de la fular se fac pa mari, pa mici, de zici câți de jeleu. Mâinile de la fular. Bă, cred că înțeleg. A, te referi la chestiile astea, da, într-adevăr. Bă, nu aș zice chestia asta, adică asta e pur și simplu animație de vânt. Dar de unde vine vântul? Bă, hai să-l ajutăm. Bă, dar retardat mai sunt. Alo, Socola, unde sunteți, bă, că am evadat de la voi? Mit fals. Dăm follow pe Instagram la Diu-Barășos Official și dacă îmi dai mesaj îți răspund, dacă mă pui la story îți dau repost. Lasă-l pe video, vizionare plăcută în continuare. Deci am găsit un mit pe internet care spune că dacă schimbi locația jocului pe Antarctica, vei primi un brawler nemaivăzut. Nu știu ce ar trebui să însemne asta, dar hai să intrăm la settings, location și să schimbăm pe Antarctica. Sincer, nu știu cum e posibil așa ceva, adică cine joacă, frate, Brawl Stars în Antarctica? Poate pinguinii sau ceva? Deci haideți să vedem. Momentul ăsta suntem pe Antarctica, uite că ninge, ha ha, nu că...
până acum nu ninja, dar da. Intrăm la Brawler, la shop, la ceva. Văd că shop-ul este cam la fel. Enter code, bla bla. Ok, hai să intrăm la Brawler. Ok, nimica. Bă, sincer, nu mă așteptam să dea vreun Brawler nou, dar măcar am încercat. Mit fals. Asta a fost doclipul, intrați și pe cel de pe ecran și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!